Se anunță ploi și vijelii la nivelul întregii țări. ANM anunță că instabilitatea atmosferică se va simți începând de azi și până miercuri, cu precădere în vest, nord-vest și în zonele montane. O informare de instabilitate atmosferică accentuată valabilă la nivelul întregii țări a intrat în vigoare azi dimineață la ora 9. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 22 august ora 9, 24 august ora 6, vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie și barii restrânse, grindină. Astfel de fenomene se vor semnala cu precădere în vest, nord-vest și zonele montane, apoi local și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat.